Bine v-am găsit! În seara asta ne aflăm în Piața Rosetti. Ne îndreptăm către Teatrul Național, pe strada Batiștei, prin spatele Teatrului Național, pe strada Batiștei. Iată, Piața Rosetti e un cumul aici de clădiri mai vechi și mai noi, interbelice și postbelice. Se lasă seara, e ora 18, ora 6. Ne îndreptăm către strada Batiștei, la numărul 15, este Casa de Cultură Friedrich Schiller și mergem acolo. Prin centrul Bucureștiului au apărut foarte multe prăvălii din astea cu mâncare. Acum deja este închis, astea sunt pentru masa de prânz. Uite ce spuneam de clădire, au fost cu tremur aici, asta înaltă e mai nouă, asta micuță e mai veche, mai barocă, mai cu ornamente, cu basoreliefuri, cum se făcea în perioada interbelică, și intrăm pe strada Tudor Arghezi. Soarele l-a sfințit, cade razant când pe o fațadă, când pe alta. Uite, aici o clădire mai nouă, aici o clădire mai veche, cum spuneam. Aici nu cade lumina soarelui. Uite, așa se vede un pic mai bine, că m-am mai apropiat. Pe colț, pe strada Dimitrie Gerota, colț cu Tudor Arghezi, uite basoreliefuri, uite stilul ăsta interbelic de a se construi. Ne îndreptăm către Teatrul Național, în mijlocul, în centrul Bucureștilor. Ajungem în spatele Teatrului Național, pe stânga aici este o benzinărie. Iar pe dreapta, uite, încă o combinație. O clădire nouă, cu multe sticle, și o clădire interbelică. Ne uităm mai bine când ajungem. Deci asta este clădirea în stil brâncovenesc, așa e vremea lor, mai bătrânele, asta e mai tinerică, na, fiecare cu vremurile ei. E un haos aici în spate la Teatrul Național. Aici este clădirea Teatrului Național București. Librărie, sala mare, sala pictură, sala atelier, sala media, cafeneaua roșie. Cafeneaua roșie, sala media, librărie mare, librărie, sala mare, sala pictură, sala atelier și o mulțime de alte săli. Ăsta este TNB, Teatrul Național București, văzut din spate. Asta este TNB. Bine că mai avem și un copac cât de cât. Ieri, alaltă ieri, a fost cea mai caldă zi din anul ăsta, caniculă. Imediat ajungem la strada Batiștei, unde este Casa Schiller. Uite și scara de acces din spate la TNB, aici era și o cafenea, s-a desfințat, nu mai există, pe aici se poate ajunge în față, dar n-am treabă acolo. Am treabă fix aici în spate, la Schiller, pe Batiștei, la numărul 15.